Echipe de monitorizare ale CNAS și a caselor județene de asigurări de sănătate acordă suport furnizorilor de servicii medicale și farmaceutice. Aflați în relație contractuală cu acestea, informează un comunicat transmis marți agerpres. 10 echipe de control vor monitoriza modul în care este utilizat cardul de sănătate și vor acorda suport la cei peste 30 de furnizori de servicii medicale din capital, spitale, policlinici, laboratoare, medici de familie. Principalul scop al acțiunii este de îndrumarea asiguraților și a furnizorilor de servicii medicale și farmaceutice. În urma acțiunilor, acolo unde vor fi identificate deficiențe în acordarea serviciilor medicale, acestea vor fi remediate. În cazul în care se vor constata abateri de la legalitate, vor fi luate măsuri în funcție de gravitatea abaterii, se precizează în comunicat casei naționale de asigurări de sănătate. Casele de asigurări de sănătate așteaptă sesizări de la asigurați privitoare la eventualele deficiențe întâmpinate la acordarea serviciilor medicale. Acestea vor fi comunicate echipelor aflate în teren pentru a fi verificate și remediate în cel mai scurt timp potrivit sursei citate.